Bună ziua! Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre starea de nemulțumire profundă, fie față de ceea ce am acumulat emoțional sau personal până în acest punct al vieții noastre, fie pur și simplu starea de nemulțumire față de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Starea de nemulțumire legată de noi înșine, dar și de ceea ce fac ceilalți, surprinzător, nu are legătură cu nimic din ceea ce se întâmplă în afara noastră. Ea este o stare care este profund conectată cu ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Atunci când sunt nemulțumit de ceva din afara mea, este pentru că eu procesez la nivel energetic și emoțional ceea ce se întâmplă în afara mea, în interiorul meu. Adică eu văd o anumită situație care mă nemulțumește și aceasta ajunge să mă deranjeze sau nu, în funcție de istoricul meu emoțional cu situații de acest tip, în funcție de starea mea emoțională în momentul în care, iată, am această nemulțumire și de foarte multe ori se întâmplă să fim într-o stare de spirit bună și să ni se întâmple un lucru mai puțin pozitiv, dar peste care putem să trecem și nu ne afectează, dar, de exemplu, dacă suntem enervați, deranjați, înfometați, supărați pe cineva, absolut orice detaliu, oricât de mic, ajunge să ne scoată din minți. Și de foarte multe ori, iată, putem chiar să ne certăm cu oamenii din jur sau să fim nemulțumiți cu ceea ce suntem noi, pentru că nu reușim la nivel energetic și emoțional să scăpăm de această stare de nemulțumire și ajunge să escaladeze. Starea de nemulțumire înseamnă că, în primul rând, eu nu îmi acord timpul și spațiul necesar să aflu cine sunt. Înseamnă că eu aștept ca cineva din afara mea să vină și să-mi ofere o mulțumire pe care, iată, eu nu reușesc să o găsesc în interiorul meu și astfel să o manifest în viața mea. Și starea de nemulțumire permanentă înseamnă că eu sunt pe poziția de victimă care în permanență trebuie să găsească pe cineva care să îi justifice în vreun fel starea de nemulțumire. Astfel încât dacă ajungem să trăim o perioadă bună de timp în această stare de supărare, de critică, de înverșunare față de ceea ce e în jurul nostru și nimic din ceea ce fac ceilalți sau zic ceilalți nu ne convine, de la un moment dat nu mai ne mulțumesc nici lucrurile care ne mulțumeau înainte. De la un moment dat totul este văzut prin acest binoclu al nemulțumirii mele interioare, nemulțumire care ajunge să-mi guverneze viața și stările și de la un moment dat nici nu mai apuc să-mi iau o stare bună sau o stare de recunoștință față de ceea ce se întâmplă pentru că eu sunt mult prea preocupat să-mi alimentez această stare de nemulțumire. În societatea în care trăim, starea de nemulțumire sau critica pot fi considerate uneori cool sau interesante, pot să fie un fel de gică contra și să nu-ți convină și astfel oamenii din jurul tău să depună eforturi considerabile pentru a te mulțumi, pentru că, iată, tu ești o persoană pretențioasă, cu standarde înalte, ești foarte greu de mulțumit și atunci te gândești că ești mai interesant decât ceilalți. Însă, în fapt, această stare de nemulțumire nu face decât să-ți răpească cea mai mare bucurie a vieții tale, și anume starea de recunoștință pentru că ești prezent în viața ta. Într-o stare profundă de nemulțumire, eu practic sunt angrenat în identificarea tuturor lucrurilor care mă nemulțumesc, care mă deranjează. Sigur că din această stare nu mai rămâne timp și energie pentru a remarca lucrurile care îmi plac, lucrurile care îmi fac bine. Și de aceea trebuie să avem acest antrenament în a identifica oamenii și situațiile care contează pentru bunăstarea noastră, respectiv lucrurile mai puțin importante, care, da, ele sunt dintr-o perspectivă foarte deranjante, însă în același timp aceste lucruri nu sunt importante pentru noi. Atunci când suntem nemulțumiți de starea vremii, de starea societății, de felul în care suntem tratați, practic, la nivel subconștient, noi ne implementăm această idee și ne implementăm acest program mental conform căruia întotdeauna așteptăm să vină ceva împotriva noastră și noi să luptăm împotriva acestui ceva. Și ajungem să fim într-o stare defensivă și ajungem să fim într-o stare în care considerăm că a îi critica pe ceilalți sau a jigni pe cineva sau a umili pe cineva este interesant pentru că ne plasează pe o poziție de superioritate sau cumva
ajungem să ne considerăm mai interesanți în ochii noștri dacă alegem să fim altfel. Ei bine, putem să fim extrem de interesanți în ochii noștri și putem să fim altfel prin bunătate. Și bunătatea este cel mai revoluționar și cool și original mod de a fi. Pentru că atunci când ești bun, tu practic îți permiți ție să identifici oamenii buni din viața ta, oamenii cărora chiar le pasă de tine și cel mai important, tu poți să trăiești în această bunătate și poți să începi să identifici lucrurile care te bucură, lucrurile pentru care poți să fii recunoscător. Și pe măsură ce identifici lucruri care te bucură, începi să descoperi că nemulțumirile tale scad. Pentru că aceste lucruri care te bucură ajung să-ți guverneze viața, emoțiile, gândurile, ele practic înlocuiesc vechile programe mentale și atunci tu nu mai ești prizonierul unei mentalități de tip victimă, ci devii persoana care poate să-și ia destinul în mâini și poate să aleagă să se identifice cu oameni, cu situații, cu gânduri, cu emoții pozitive, emoții de recunoștință, de bucurie. Și da, cel mai bun antrenament pentru a scăpa de nemulțumiri este să fim puși în foarte multe situații în care nu suntem mulțumiți, în care ne enervăm, însă orice situație deranjantă și enervantă nu se rezolvă printr-un conflict. Nu se rezolvă gândindu-ne cât de ghinioniști suntem, nu se rezolvă blamându-i pe ceilalți, ci se rezolvă întotdeauna prin reorientarea noastră la nivel energetic și emoțional către lucrurile, oamenii și situațiile care ne aduc bucurie. Chiar dacă în acest moment, în viața noastră, avem situații care ne aduc mai multă nemulțumire decât bucurie, identificarea lor și cumva identificarea lucrurilor care ne aduc bucurie reprezintă în acel moment, practic, o rescriere a unui program mental negativ, pentru că eu îmi dau voie să ies din această buclă a negativității și să intru pe o frecvență vibrațională de acceptare, de bucurie și, practic, să creez în viața mea acest spațiu necesar manifestării lucrurilor care mi-aduc mulțumire și bucurie.